Un cuplu căsătorit sosește pentru un picnic într-o zonă îndepărtată din pădure. Se bucură de aerul proaspăt și de fructe. Brusc, femeia simte că este pe cale să nască. Soțul îi ia repede lucrurile și o duce imediat de la mașină. În graba lor uită să ia pătura și mâncarea. Între timp, insectele din pădure continuă să-și trăiască viața. Trei gărgărițe mici eclozează sub o frunză și cad imediat de la pământ. Părinții se apropie de cei mici. Îi învață pe cei mici să-și întindă aripile și să-și ia zborul. La început, gărgărițele nu se pricep la zbor. Una dintre ele cade pe o stâncă cu picioarele în sus. Curând însă, cei mici încep să repete exemplul părinților și să înțeleagă din ce în ce mai bine cum să zboare. Familia zboară peste ierburi și râu. Deodată, una dintre gărgărițe aude râsete necontrolate în tufișuri și se îndepărtează de familie. Curiozitatea ei o face să zboare din ce în ce mai departe în pădure și descoperă o muscă. Musca stă pe un buștean și gărgărița aterizează lângă ea, vrând să o cunoască. Patru muște mari se apropie imediat de ei. Înconjoară gărgărița și bâzie în mod amenințător. Buburuza speriată sare în picioare și încearcă să scape de atacatorii ei, dar muștele sunt necruțătoare în urmărirea victimei. Buburuza nu-și calculează puterea, se lovește de o stâncă și cade într-o gaură. Se desprinde o aripă. Muștele stau deasupra ei o vreme, dar în curând dispar. Buburuza își revine și încearcă să zboare, dar este aproape imposibil să facă asta cu o singură aripă. Vine seara și începe să plouă. Buburuza iese din crăpătură și cheamă ajutor, dar nu vine nimeni. Insecta singuratică se plimbă în aer liber, căutând adăpost de ploaie. Se ascunde într-o cutie de zahăr lăsată de oameni, unde își petrece noaptea. Dimineața, gărgărița se trezește cu un zgomot puternic. Privește din cutie și multe insecte iau mâncare de acolo. Muștele iau cartofii, ploșnițele împarz nexurile și o cutie de chibrituri. Dar la scurt timp după aceea, scapă chibriturile și aleargă să găsească alte delicatese. Un grup de furnici negre trece prin apropiere. Liderul lor miroase zahărul și se duce la cutie. Văzând-o, gărgărița se întoarce în cutie. Furnica nu observă gărgărița, miroase zahărul și îl gustă. O singură mușcătură îl trimite în extaz. Ea le face semn tovarășilor să lase totul și să vină la cutie. Celelalte furnici o fac. Se adună sub cutie, o ridică și o duc la furnicarul lor. Așa că Buburuza pleacă într-o călătorie lungă. În curând furnicile răstoarnă cutia și cuburile de zahăr cad pe gărgăriță. Ea încearcă să se țină, dar când furnicile aruncă cutia de pe o stâncă, gărgărița cade. Furnicile adună zahărul împrăștiat și încearcă să ajute victima. În acel moment, o șopârlă observă insectele. Se urcă în spatele unei stânci și scoate un strigăt de luptă. Furnicile se ascund îngrozite în spatele bucăților de zahăr și tremură. Șopârla se apropie de liderul furnicilor și se pregătește să-l mănânce. Dar gărgărița își vine în fire, se întoarce în cutie și face zgomot din interior, înspăimântând foarte mult șopârla. Prădătorul scapă și se ascunde printre stânci. Furnicile se adună în jurul cutiei și vorbesc cu salvatorul lor. Buburuza explică că nu poate să zboare, apoi furnicile îi propun să meargă cu ele la furnicar. Călătoria lor continuă, dar acum gărgărița stă deasupra cutiei cu liderul furnicilor, care îi datorează viața. Odată ajuns pe o stâncă înaltă, liderul furnicilor trimite un semnal coloniei să le aștepte cu marfa lor prețioasă. În curând, compania este văzută de o bandă de furnici roși agresive. Arătând ca niște criminali cu experiență, blochează drumul furnicilor și se uită la cutia de zahăr. Liderul furnicilor negre le cere însoțitorilor să-i se oprească. Ia o bucată de zahăr din cutie și o dă furnicilor roșii. Apoi fuge și ordonă echipei sale să ia cutia. Furnicile roșii sunt furioase pentru că nu au primit-o zahărul. Ei urmăresc furnicile negre. Furnicile observă acest lucru în momentul în care se apropie de o pantă abruptă. Se urcă pe cutie, o balansează și o împinge în jos. Cutia coboară repede. Furnicile roșii găsesc rapid o cutie de suc abandonată. Se urcă înăuntru și de asemenea împing cutia în jos pe pantă. Cutia cu furnici negre și cutia cu furnici roșii cad în râul de munte. Furnicile roșii le urmăresc, în ciuda obstacolelor. Din cauza unei împingeri puternice, gărgărița cade din cutie în apă. Aici o vede o știucă și vrea să o mănânce. Buburuza este rapid transportată de apă. Știuca se lovește de o stâncă, dar continuă să nuate după prada sa. Furnicile negre decid să o salveze pe noua lor prietenă. Se agață unul de celălalt și formează un lanț. În acest fel, se scufundă în apă și recuperează gărgărița. În acest moment văd în calea lor o cascadă uriașă. Insectele urcă rapid în interiorul cutiei și cade la o înălțime mare. Știuca și cutia se blochează pe fund, dar furnicile roșii reușesc să se ridice. Furnicile negre și gărgărița iau cuburile de zahăr rămase în cutie și-și continuă drumul spre furnicar.
În timp ce continuă să meargă, gărgărița aude un bâzâit familiar. Ea observă că în apropiere se află un grup de gărgărițe. Ea încearcă să zboare spre ele, dar nu poate să zboare pentru că are doar o aripă. Supărată, se grăbește să urmărească furnicile. A doua zi, furnicile roșii le ajung din urmă pe furnicile negre când traversează drumul. Furnicile negre riscă și nu se opresc în ciuda apropierii unei mașini. Liderul furnicilor roșii continuă urmărirea, dar tovarășii săi rămân la locul lor. Furnicile negre reușesc să supraviețuiască. În curând reușesc să ajungă la furnicarul lor. În casă intră și gărgărița. Aici toată lumea este ocupată. Fiecare furnică lucrătoare duce ceva reginei. Dacă e mulțumită, ea îi dă un ou. De îndată ce gustă zahărul, intră în extaz și depune imediat o grămadă de ouă. Între timp, liderul furnicilor roșii reușește să descopere locația furnicarului. Se înfurie și aleargă să-i spună reginei. Așa că le ordonă furnicilor să pregătească imediat un atac. O armată întreagă de furnici roșii se grăbește spre colonia de furnici negre, aducând cu ele arme, castane, pietre, praștii și chiar un spray pentru insecte. Noaptea cade. Colonia de furnici negre este liniștită deocamdată. Toată lumea doarme, inclusiv gărgărița. Ea visează familia zburând peste o pajiște. Gărgărița se trezește și merge în vârful furnicarului. Aici descoperă că a doua sa aripă a început să crească înapoi. Asta înseamnă că buburuza va putea în curând să zboare din nou. Bucuria îi umple inima. Furnicile negre sunt trezite dimineața de vreme de un bâzâit tot mai mare. Este o armată uriașă de furnici roșii care se apropie de furnicarul lor. Ele încarcă deja muniție în praștile lor. Începe bombardamentul fără milă. Furnicile negre încearcă să se apere, aruncând bețe de urechi, sare și pastile. Dar bombele aruncate de furnicile roșii fac mai multe daune. Regina furnicilor negre trimite liderul și gărgărița la o furnică. Când află de problemă, furnica scotocește prin depozit și le dă prietenilor săi o cutie de chibrituri și petarde. Furnicile negre așează petardele pe acoperișul furnicarului, dar inamicul nu doarme și deja se pregătește să asalteze intrarea furnicarului. Liderul furnicilor negre deschide cutia de chibrituri și găsește doar un băț. Studiază cu atenție instrucțiunile de pe cutie și aprinde chibritul. Liderul aprinde petarda. Petarda se învârte și cade pe câmpul de luptă, ucigând multe furnici roșii cu explozia sa. Dar unicul băț se stinge imediat și inamicul atacă cu dublă ferocitate. Atunci gărgărița își amintește că înainte de a se întâlni cu furnicile, văzuse o cutie de chibrituri uitată de oameni. Le spune imediat furnicilor și promite că va zbura în jos pentru a lua chibriturile, dar are nevoie de ajutor pentru a zbura. Prietenii ei îi construiesc un avion de hârtie, dar în curând gărgărița începe să zboare singură. Furnicile negre au mari speranțe pentru întoarcerea ei rapidă. Buburuza zboară în locul potrivit destul de repede și fără prea multe dificultăți, deoarece a doua sa aripă a crescut aproape complet. Încearcă să ridice cutia grea de chibrituri, dar apoi vede un păianjen apropiindu-se. El ridică cu ușurință cutia și o duce în vizuina lui. Buburuza îl urmărește îndeaproape. Păianjenul reușește să ajungă acasă. Locuiește într-o canalizare abandonată, într-un castel de jucărie. Buburuza se strecoară în casa păianjenului. Se pare că are nevoie de chibrituri pentru a fixa pânza. Dar gărgărița nu are timp să facă nimic, pentru că este imediat apucată de o broască, care o urmărește din spatele ferestrei. Gărgărița se apucă de fereastră, dar broasca continuă să tragă, așa că broasca prăbușește castelul pe ea și moare. Gărgărița zace inconștientă și își imaginează din nou că zboară cu familia ei. Curând își recapătă cunoștința în casa păianjenului. Păianjenul, recunoscător că a scăpat de broască, hrănește gărgărița și îi dă cu simpatie cutia de chibrituri. Gărgărița ia chibriturile și zboară pentru a-și ajuta prietenii. Pe drum aude râsetele nebunește ale muștelor și le vede bajocorind altă gărgăriță. Apoi renunță la chibrituri și se grăbește să se ocupe de necazuri. Ea distrage atenția muștelor și zboară cu ele spre șosea. Trece o mașină. Ea zboară cu încredere spre mașină și în ultimul moment schimbă direcția pentru a evita coliziunea. Muștele se prăbușesc în far și cadă la pământ, imobilizate. Buburuza se întoarce la insecta care a fost rănită de muște, o salută și promite că se va întoarce în curând. Ia cutia de chibrituri și se îndreaptă spre furnicarul grav deteriorat. Cu un strigăt de victorie, zboară peste armata de furnici roșii și duce chibriturile în vârful furnicarului. Prietenii ei o aplaudă. Acum furnicile iau chibriturile și aruncă în aer toate petardele. Acestea se rotesc, cadă la pământ și explodează. Exploziile lor dau foc la spray-ul cu o travă de furnici. Furnicile roșii sunt nevoite să fugă de pe câmpul de luptă, țipând. Ele sunt învinse, dar un adevărat incendiu zbucnește în jurul furnicarului. Furnicile negre și gărgărița se ascund în camera principală. Deodată aud un zgomot ciudat. Un avion zboară deasupra furnicarului și stinge focul cu spuma.
Focul se oprește, dar spuma a distrus furnicarul. Buburuza și furnicile supraviețuitoare ies de sub nisip și privesc în jur. Trece un pic de timp. Buburuza a crescut și s-a întors la prietena ei pe care o salvase de muște. Au 5 micuți care au învățat deja să zboare. Familia de gărgărițe zboară peste gazon și se bucură de liniște. Furnicile negre muncitoare au reconstruit furnicarul. Buburuza nu și-a uitat prietena furnică. Se întâlnesc într-un loc pitoresc și se bucură împreună de apusul soarelui. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!